Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vă prezint un mic haul de cumpărături. Chiar este mic. Vă rog să-mi scuzați vocea. Sunt în refacere, cum se spune. Dar sper că mă veți înțelege. Din păcate și vecinii mei s-au apucat să dea cu bormașina. Este sâmbătă, ora 6 și ei dau cu bormașina. Dar asta este la bloc. Înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Și voi începe ca de obicei cu cărțile și prima carte este scrisă de Pam Genov, Fata cu stea albastră, cumpărată de la chioșcul de ziare la prețul de 30 de lei. Haideți să vă citesc un pic. O poveste înduieșitoare despre iubire, pierdere și mântuire. 1942, Sadie Gold are 18 ani și locuiește cu părinții în ghetoul din Cracovia în timpul celui de-al doilea război mondial. Când naziștii lichidează ghetoul, Sadie și mama ei însărcinată sunt nevoite să o refugieze în tunelurile periculoase de sub oraș. Într-o zi, Sadie se uită printr-un grilaj și vede o fată de vârsta ei cumpărând flori. Ela Sepanek este o poloneză înstărită și duce o viață destul de ușoară alături de mama ei vitregă, care a reușit să se apropie de unii dintre ocupanții germani. În timp ce face cumpărături la piață, ea vede ceva mișcându-se sub un grătar de canal de pe stradă. La o privire mai atentă, își dă seama că este o fată care se ascunde. Ela începe să o ajute pe Sadie și cele două se împrietenesc, dar pe măsură ce pericolele războiului se agravează, viața le duce pe căi diferite și vor fi puse la încercare în fața unor greutăți copleșitoare. Pam Genov, Fata cu stea albastră. Următoarea carte pe care mi-am cumpărat-o este scrisă de Lucinda Riley, Scrisoare de dragoste, cumpărată tot de la chioșcul de ziare, este destul de grosuță, la 30 de lei. Vă citesc imediat. Secrete bine păstrate, un joc periculos. 1995, Londra. Când Sir James Harrison, unul din cei mai mari actori ai generației sale, se stinge din viață la vârsta de 95 de ani, lasă în urmă nu doar o familie distrusă, ci și un secret atât de șocant, atât de devastator, încât ar putea zgudui establishmentul englezesc până la temelii. Călătoriți în timp, în Londra anilor 1990, descoperind secretele bine păstrate ale societății elegante din Anglia, o evadare perfectă cu răsturnări de situație din belșug. Lucinda Riley, scrisoarea de dragoste. Și ultima carte pe care mi-am cumpărat-o de pe BookZone, am găsit-o la un preț extraordinar de bun, cred că 25 de lei și mai m-a costat 13 lei transportul, în total 38 de lei, dar oricum cu tot cu transport a costat mai puțin decât prețul ei întreg. Se numește Viața invizibilă a lui Adi Lariu de V. Schwab. O carte care arată superb, nu știu dacă vedeți voi, dar arată extraordinar de bine. Am citit foarte multe recenzii despre această carte, toți o lăudau și vreau și eu să o citesc. O viață pe care nu și-o va aminti nimeni, o poveste pe care nu o vei uita niciodată. Haideți să vedem ce au scris alți scriitori despre această carte. Pentru cineva blestemat să fie uitat, Adi Lariu este un personaj de neuitat, iar povestea sa reprezintă cea mai plăcută evocare a nemuririi improbabile. Viața invizibilă a lui Adi Lariu de V. Schwab. Ok, acestea sunt cărțile pe care mi le-am cumpărat în ultima perioadă de timp, mai puținele. Apoi, am găsit un preț foarte bun la cafea pe EMAG și mi-am cumpărat Lavața Crema e Aroma la 49 de lei, 1 kg boabe. Știți că nouă ne place foarte mult boabele și a fost un preț foarte bun. Dacă doriți tipul acesta de cafea, vă indic să vă uitați pe EMAG și să le puneți în coș și vă anunță ei când sunt la reducere. E o variantă bună, mai ales acum cu scumpirea. Trecem mai departe. Haideți să trecem la ce și-a mai cumpărat Cătălin. Cătălin și-a cumpărat două ceasuri foarte frumoase. Un ceas Orient. L-a găsit tot pe EMAG la un preț extraordinar de bun. La 540 de lei de la 1000 și ceva de lei. Deci un preț extraordinar de bun. El vine așa, în această cutiuță tip safe
și îmi place la nebunie. Este simplu, dar foarte elegant. Foarte, foarte elegant. Chiar găsiți pe Mac, dacă aveți răbdare și căutați, ceasuri pentru domn, mai ales la prețuri extraordinar de bune. Și să știți că n-am uitat să voi face în curând și colecția mea de ceasuri. Luate tot de pe Mac, dar acum câțiva ani. Un ceas foarte bun, acest ceas Orient, foarte frumos. Și și-am mai cumpărat unul, G-Shock, așa. Acesta l-a găsit la 200 de lei de la aproape 600, reducere. Acesta este puțin mai sport. Uitați cât de frumoasă este cutiuța. Se vede că este mai sportiv, așa, stil sportiv. Și haideți să vi prezint. Vine așa. În cutiuță e aici. Și așa arată ceasul. Nu știu cum să vi-l arăt. Îmi place foarte mult și mie, dar este destul de mare. Este bărbătesc. Și la 200 de lei chiar a fost un preț bun. Ok. Bun. Trecem mai departe la câteva produse cosmetice pe care le-am cumpărat. Am găsit și eu această cremă de la Balea cu pepene. Era o singură cutiuță acolo și am cumpărat-o eu în jur de 5 lei. Miroase de a pepene, dar un pepene un miros artificial, nu așa de bine. Am primit spre testare două cutiuțe de la La Roche-Posay. Haideți să luăm așa, La Roche-Posay, kit de îngrijire pentru pielea uscată și sensibilă. Kitul are aceste produse, dar îl deschidem și vedem împreună ce este în acest kit. Bun, avem așa, avem o prezentare a produselor și avem așa, apa micelară, care arată așa. Apa micelară are, nu știu cât, dar stați să văd câți mililitri are apa micelară. Dacă scrie, bineînțeles, undeva, 15 ml. Deci este destul pentru a o testa. Apoi, avem această Tullerien Sensitive cremă, adică aceasta de aici. Această cremă are numai 3 ml și haideți să o vedem. Arată așa. Bun. Haideți să mai vedem ce mai găsim noi pe aici. Mai avem aici un Antelios UV, o cremă cu factor de protecție 50, foarte bună pentru testare. Și mai avem aici un corector beige clear, light beige. De obicei nu mi se potrivesc nuanțele, dar sper că acesta fiind light beige, poate mi se va potrivi. Bun, și acesta a fost primul kit primit de la La Roche-Posay. Ok. Și al doilea kit, kit de îngrijire pentru pielea sensibilă cu semne de îmbătrânire, riduri, lipsa volumului. Acestea sunt produsele care ar trebui să fie conținute în acest kit. Bineînțeles că avem iarăși o prezentare a produselor. Și haideți să vedem ce avem aici. Avem la fel o apă micelară la 15 ml. Avem un ser, Hyalu B5 Serum, acesta, care are 3 ml. Și haideți să-l vedem. Mie îmi plac foarte mult serume și din această cauză abia aștept să îl încerc. Așa arată. Ok. Haideți să vedem ce mai avem aici. La fel ca și în celălalt kit, avem un corector tot light beige. Și mai avem aici o cremă Antelios Age Correct, tot 50 SPF, dar se pare că o altă cremă. Deci foarte bună de încercat.
Bun, și acesta a fost și cel de-al doilea kit primit de la, la Roche-Posay. Bun. Trecem mai departe și vreau să vă prezint trei parfumuri. Unul pentru domn și două pentru noi, doamnele. Și primul este cel care și l-a cumpărat Cătălin, O Sauvage Parfum Dior. Acesta, el încă ține țipla și acesta are, imediat să vedem câți mililitri are, dacă cred că are 100 de mililitri, scrie aici. Da, este un parfum pentru domn, foarte plăcut, dar foarte, foarte puternic. Foarte puternic. Pentru domn, vă perfect acest parfum pentru domn care poartă costum, pentru domn care poartă cămașă albă, dar este un parfum puternic. Trebuie testat înainte de a fi cumpărat. Mie îmi place foarte mult și lui îi place foarte mult. Deci, ce pot să vă spun despre acest parfum? Este un citric aromatic, mai mult aromatic din punctul meu de vedere, care a apărut prima dată în 1966 la Dior. Este un parfum puternic, este un parfum aromatic, este un parfum citric. Chiar dacă este citric, nu l-aș vedea purtat acum la 40 de grade. În această perioadă, cred că l-aș vedea purtat la un eveniment seara. Haideți să vă spun notele, țineți-vă bine, este un parfum din 1966, deci cu foarte multe note. Notele de vârf, lămâie, bergamotă, busuioc, rozmarin, chimion și note fructate, deci să nu spuneți voi că nu este aromatic, stați când am terminat. Mijloc, iasomie, coriandru, garoafă, rădăcină de stânjenel, paciuli, lemn de santal și trandafir. Este foarte bine făcut și blenduit. Și de bază, lichen, vetiver și mosc și ambră. Deci este lemnos, este verde, este aromatic, este citric, este puternic. Siaj, dacă te dai mai mult de 3 pufuri, lași un siaj la încă 5 persoane în spate. Persistența este foarte bună. Dacă dai și pe haine, miroase foarte, foarte puternic. Este un parfum foarte bun. Este foarte puternic, dar trebuie încercat înainte. Nu știu dacă toată lumea l-ar agrea. Și acesta este parfumul pe care și l-a cumpărat Cătălin și l-a găsit tot la EMAG, la un preț foarte bun, cred că până în 400 de lei, ceea ce este un preț foarte bun. Vă sfătuiesc, v-am spus, să nu vă mai trageți și acolo unul. N-am nimic cu ei, plătesc tot eu, deci n-am nimic, dar mai găsești câteodată oferte destul de bune. Și dacă mai aveți Genius și transport este gratuit, deci ce să ne dorim mai mult. Și acum să trecem la parfumurile pe care mi le-am cumpărat eu de la Parfumo. Mi-am cumpărat un tester Alyssa Ashley Green Tea Essence. Aceasta este varianta de 50 de mililitri și este pentru prima oară când îmi vine un tester consumat atât de la parfum. Niciodată nu mi s-a întâmplat. N-a venit nici în cutie, nu zic de capac, că este tester, asta e, dar nici în cutie și destul de mult consumat. Ce pot spune despre acest parfum? Este un floral care a apărut în 2003. Am crezut că, adică speram să-mi placă la fel de mult cum îmi place Green Tea de la Elizabeth Arden, dar nu-mi place. Este foarte, cum să spun eu, dur, un ceai verde care s-a stricat un pic. Deci nu prea îmi place acest miros. Haideți să vă spun și notele. Bergamotă, lămâie siciliană, stânjenel, nucșoară, iasomie, lavandă, frezie, pepene galbe, trandafir și violetă. Nimic nu se simte. Se simte lămâia un pic, bergamota, stânjenelul pentru că îl face puțin mai aspru, dar niciun caz nu se simte lavanda sau frezia sau pepenele galbe, nu se simte un ceai verde, iute, acrișor, nu foarte plăcut. Ori nu este testerul foarte bun, s-a deteriorat parfumul din el, ori așa miroase, nu prea am unde să-l testez.
dar nu-mi place. Nina a costat mult, cred că a costat în jur de 15-16 lei, dar nu îmi place, din păcate. În schimb, al doilea parfum îmi place la nebunie și este vorba de Guess Seductive Noir. Acesta, care este apă de toaletă la 75 de mililitri și care îmi place la nebunie. Este un parfum atât de plăcut. Nu este pentru această perioadă, este pentru cam toamnă, primăvară sau o vară mai târzie, când seara este răcoare. Dar este atât de frumos și de bine făcut. Este o ambră florală care a apărut în 2019. Are ca note de vârsalvie, bergamotă, bujor, se simte bujorul, de mijloc, stânjenel, iasomie de sambac, lăcrămioare, de bază vanilie, catifea, vetiver de Haiti. Este pudrat. Are vanilie și este dulce. Are flori albe. Dar nu este dulcele acela grețos, este un dulce suav, este atât de plăcut, este și puțin aromatic. Deci acest parfum îl văd perfect pentru birou, îl văd perfect pentru plimbări, pentru terase și pentru un eveniment de zi cu zi. Deci miroase foarte, foarte bine. Persistența lui este în jur de 5 ore pe pielea mea, se simte, are un siaj destul de bun. Îmi place foarte mult și sticluța cum arată și cutia. Acesta n-a fost tester, pe acesta l-am desfăcut eu și îmi place foarte mult, foarte mult. Deci chiar este un parfum bine făcut, un parfum feminin, plăcut, care nu deranjează, care poate fi luat și la plimbare și la servici și pe unde vreți voi. Este un parfum perfect pentru sfârșitul lui august, septembrie, cam acolo îl văd eu purtat. Bun, și acesta a fost micul meu haul. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Scuzați-mi din nou vocea. Mă voi reface și vom vorbi mult mai multe. Vă pup, vă doresc multă sănătate și ne vedem cu următoarele clipuri. Pa, pa!